Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Șantierele vor lipsi cu desăvârșire în această vară din instituțiile de învățământ făgărășene. Lipsa banilor îi determină pe director să se rezume doar la mici reparații și igienizări. Despre modernizări și reabilitări substanțiale nici nu poate fi vorba, așa că elevii nu vor găsi la toamnă nimic schimbat la școala în care învață. La toate școlile din orașul nostru e liniște deplină. Nici urmă de muncitori, de materiale de construcții sau de zgomotul obișnuit al șantierelor, așa cum se întâmpla în anii trecuți. Doar femeile de serviciu muncesc de zor pentru a termina curățenia generală. Vara aceasta nu se vor realiza modernizări sau reabilitări, spun directorii instituțiilor de învățământ. La școala generală numărul 1 sunt bani doar pentru igienizări. În această vară vom realiza lucrări de igienizări în ambele corpuri de clădire pe care le avem, cu bani din bugetul școlii, de la primărie, în limita fondurilor pe care le avem și încercând să ne descurcăm cu forța de muncă, să spun, proprie. Până nu demult, la această instituție de învățământ se lucra de zor la mansardarea clădirii. Acum lucrările au fost istate, bineînțeles din lipsă de fonduri. Este nevoie de 1.400.000 de lei pentru finalizarea lucrării, însă banii de la guvern întârzie să apară. Lucrurile deocamdată sunt sistate din lipsă de fonduri. Sperăm ca totuși să primim pe hotărâri de guvern banii necesari pentru ca lucrurile să fie terminate și să reușim să mutăm toate clasele pe care le avem în acest corp de clădire. La școala generală numărul 2, aceeași situație. Banii alocați în acest an sunt insuficienți pentru lucrare mai mare. Situația nu este mai roză nici în cazul celorlalte instituții de învățământ din Făgăraș. Majoritatea directorilor se vor rezuma doar la curățenia generală și la mici reparații utile. Astfel, la grădinița din 13 decembrie a fost izolat plafonul. Lucrarea era mai mult decât necesară, pentru că de câte ori ploua, apa ajungea în interiorul clădirii. La grădinița din combinat va fi executată un sistem de încălzire centrală. Banii pentru aceste lucrări vor fi suportați din bugetul sărac al primăriei Făgăraș.